lansăm în acest an și câteva programe în premieră pentru România. Un astfel de program în premieră este și Casa Eficientă Energetică, pe care am lansat-o ghidul în consultare publică împreună acum, cred că câteva luni. Este momentul în care consultarea publică a luat sfârșit și ea va deveni realitate cu depunere pentru cetățenii României începând cu 15 septembrie. Este un program prin care toți românii pot primi sprijin din partea statului român în sumă de 15.000 de euro, sumă nerambursabilă prin administrația Fondului pentru Mediu. V-am mai vorbit despre acest program chiar înainte de a fi lansat în dezbatere publică. Astăzi vreau să-i anunț pe români că suntem aproape de start și au timp până pe 15 septembrie ca fiecare dintre ei să-și pună ordine în hârtie și, evident, să se hotărească ce vor să facă cu această primă de eficiență energetică de 15.000 de euro din partea statului român. Pentru acest program, bugetul este de 430 de milioane de lei. Din acești bani vom finanța eficientizarea energetică pentru circa 9.000 de case din țara noastră. Fiecare proiect depus va primi finanțare în cuantum de 60% din costul investiției, dar nu mai mult de 15.000 de euro. Programul nostru, vreau să-i informez pe români, are un scop clar: reducerea consumului de energie din casele noastre și, evident, a emisiilor de gaze cu efect de seră. Astăzi, din păcate, cele mai multe case din țara noastră nu sunt bine izolate. Este și motivul pentru care pierderile de energie ajung până la 30% doar prin pereții exteriori sau la 25% prin geamuri sau prin acoperiș. Ce trebuie să facă un proprietar de casă pentru a primi această finanțare? În primul rând, trebuie să-și realizeze acel audit energetic al locuinței. Trebuie să vedem de la ce plecăm. Apoi să facă un proiect prin care eficiența energetică a casei să crească măcar cu o clasă energetică, din B în C, din C în B sau din B în A. Din proiect, evident că va rezulta și ce lucrări trebuie să făcute pentru a atinge condiția finanțării. Fie instalarea de ferestre izolante, fie izolarea acoperișului, a pereților exteriori, ori montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilație, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare sau orice poate duce la eficientizarea energetică a locuinței. Toate aceste echipamente, dar și altele, sunt eligibile prin acest program. Vreau să informez pe toți cetățenii României, având în vedere și această pandemie de COVID-19, înscrierea în program se va face online. După acceptarea cererii, proprietarii vor primi un număr unic de înregistrare. Asta înseamnă că au la dispoziție 60 de zile pentru a veni cu tot dosarul. Ele trebuie finalizate, și mă refer aici la aceste investiții, în termen de 18 luni. Proprietarii de case pot cumpăra echipamente de unde vor ei din țara noastră. Lucrările, trebuie menționat foarte clar, nu se pot face în regie proprie, ci cu firme specializate, tocmai pentru a avea garanția unor lucrări bine efectuate. La final, administrația Fondului pentru Mediu decontează cei 60% din investiție după un nou audit energetic al casei pentru a vedea trecerea dintr-o clasă energetică inferioară într-una superioară.